Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră. La mine este dimineața, bună dimineața! Dar la voi ce este seara sau ziua? În orice caz, mă bucur că suntem împreună. Mulțumesc Mirei pentru întrebarea care mi-a pus-o, fiindcă niciodată nu a vorbit despre herpes, despre vindecare și profilactică a bolilor virale am mai vorbit, dar în special despre virusul care este foarte răspândit, virusul care provoacă herpes, herpesul în jurul gurii sau herpesul oral și herpesul genital, fiindcă Mira mă roagă să povestesc cum să se dezbaiere de acest herpes genital. Este răspândit și chiar 70 de procente din populația locală suferă, 10% din populația mondială. Iar tratamente nu prea sunt pentru a trata herpesul, doar din grupa aciclovirilor, farmaciclovirul, și nu prea dau efecte la toată populația. Sunt persoane mai sensibile, chiar și pot avea și efecte secundare. Herpesul de tipul 1 și 2 sunt foarte neplăcute, fiindcă sunt dureroase și decurg la unii lent, la alții durează până la 14 zile. Se începe cu o mâncărime, niște înțepături, niște gâdilituri în zona respectivă. A doua fază, deci prima, a doua zi, a doua, a treia zi, apar vezicule care se grupează, virusul începe să se trezească. Pentru că, ca să vă spun, herpesul, virusul este mereu prezent pe suprafața pielei, în țesuturi, și la a doua, a patra zi începe să se trezească. Aceste vezicule sunt dureroase, neplăcute, creează disconfort. Apoi, la a patra, a cincea zi, se sparg, din care ies exudatul, lichidul. La a cincea, la a șasea zi apare o crustă care nu este de dorit să o înlăturăm, fiindcă herpesul poate sângera și poate lăsa cicatrice. La a șasea, a șaptea zi, deci începe vindecarea și undeva la a 8-a, 9-a, 10-a și la unele persoane, vă zic, până la 2 săptămâni, se cicatrizează, rămâne o cicatrice, dar îndată cu timpul apare și pielea nouă. La fiecare persoană, individual. Fiindcă Mira mi-a spus că des herpesul lasă cicatrice. Și vreau să optați pentru produse biologice care ne sugerează oamenii de știință, fiindcă s-au făcut experiențe, s-au testat aceste produse naturistice, naturale, de la mama natură, în primul rând aloe, aloe vera gel, chiar o bucățică din petală de aloe. Aloea are mai multe de 70 de ingrediente bioactive cu efect antibacterian, antimicrobic, antiviral, regenerează foarte bine, ne întărește imunitatea, se poate de luat intern, cure, aloe vera gel, se poate de aplicat în locul afectat de herpes și puteți undeva, deci concret Mirei, acum mă adresez Mirei, că poate undeva de 2-3 ori pe an să-și facă cure
interne, deci să ia intern aloe vera gel câte 2 săptămâni, poate 3 săptămâni de zile, să încerce să vadă cum o să funcționeze. Și local, evident, aplicații în zona genitală a gelului de aloe. Bosvelia sau copacul de tămâie. La fel s-au făcut studii în Brazilia. Brazilienii iubesc să cerceteze plantele și copacii exotici în acțiunea și cum lucrează pentru sănătatea populației. Deci Bosvelia este un produs minunat pentru vindecarea și tratarea bolilor tractului respirator. Schimbând modularea căii de sinteză a virusului, deci încurcă sau împiedică dezvoltarea virusului, a herpesului. Și se mai poate folosi copacul de tămâie sau bosvelia în tratarea bronșitelor, pneumoniei, a astmului bronșic, fiindcă stimulează ventilarea și curăță bronhile, alveolele de mucozități. Și la fel puteți să-l luați, îl puteți găsi, deci, în formă de capsule, în formă de praf, se ia intern pentru a evita reconvalescența sau reapărerea. Sau... Mă scuzați că chiar vă zic că cu limba franceză pot să uit și limba maternă. Deci, evitarea acutizării herpesului, împiedicarea unei noi apariții a herpesului și, desigur, este un imunomodulator minunat. S-au mai făcut cercetări și cu menta piperită. Deci, menta, la fel, are un efect antiviral și, în special, pentru împiedicarea dezvoltării herpesului, pentru a desensibiliza organismul. Menta se poate folosi ca ceai sau în formă de unguent, la fel ca și melisa. Deci aceste două plante sunt aproape una de alta. Și dacă găsiți în formă de unguent pentru a aplica local, este minunat. Dar vă sugerez ca idee de folosit intern menta piperita și melisa pentru a stimula celulele limfatice, pentru a stimula ganglionii și sistemul limfatic, pentru a curăți organismul de virus și în special împotriva herpesului. Deci pentru herpesul genital ar fi bine în perioada acutizării de aplicat băițe. Deci când doar începe primele 2 zile, începe să se formeze herpesul să se activeze, îți recomand, Mira, să aplici băițe din mintă și melisa. În afară de aceste produse biologice, asupra cărora cercetătorii au muncit și ne-au adus pe tava să le cunoaștem, respectarea unui mod de viață sănătos, deci alimentație corectă, plimbări, nu uitați de suplimente care ne ridică imunitatea. Am mai vorbit și în filmulețele despre profilaxia bolilor virale. O să vă atașez link-ul în descriere a tuturor filmulețelor. Deci link-urile le veți găsi în descriere. Și
Vreau să zic, implementând în practică toate cunoștințele despre o imunomodulare corectă, aplicarea în practică a produselor naturiste, putem cumva să diminuăm apariția herpesului și în special pentru mira a herpesului genital, fiindcă este o problemă, este un disconfort, este ceva neplăcut și de aceea, Mira, cu ce am putut să-ți ajut din cunoștințele mele, din documentările mele, eu sper să-ți ajute să te simți bine în pielea ta. Și nu numai pentru tine, dar și pentru alte persoane. Eu vă doresc multă sănătate, vă iubesc și vă îmbrățișez că sunteți alături de mine, iar eu astăzi, fiindcă am avut o oră liberă înainte de orele de franceză, am avut bucuria să filmez această informație. Cu Doamne ajute tuturor, multă sănătate! Și fiindcă este final de iarnă, vă doresc să se finiseze cumva cu bine și fără boli, fără deranjări din partea sănătății. Deci să ne menținem sănătatea, să înaintăm în vârstă frumos, elegant și să avem grijă de noi și de cei din jur. La revedere!